Lăudat să fie Domnul! Preoților, mă bucur să fiu din nou în mijlocul acestei minunate biserici. Sunt deosebit de încântat să fiu cu dumneavoastră. Îmi place cum ați renovat biserica, este mai luminoasă puțin. De fapt, cam... Asta este moda, dacă am putea să-i spunem așa, a vremurilor noastre, măcar că, din nefericire, sunt multe biserici care devin din ce în ce mai întunecate, inclusiv din punct de vedere simbolic. Nouă trebuie să ne placă lumina. Și noi am construit o biserică și le-am spus, atunci când au pus luminile, le-am spus: nu puteți să mă surprindeți cu prea multă lumină. Puneți cât de multă. Pentru că, din punct de vedere spiritual, noi trebuie să umblăm frumos. Mă bucur de relația frumoasă și prietenia cu ceilalți slujitori ai acestei biserici. Ori de câte ori ne întâlnim, este o binecuvântare. Aș vrea să îmi exprim bucuria de a fi împreună cu prietenul meu, fratele Samuel Mann. El a plecat din mijlocul nostru, l-am donat pentru o vreme lucrării din România și ne bucurăm de lucrarea pe care o face și de faptul că a avut dragostea să mă însoțească. Vă aduc salutul Bisericii Elim din Chicago, harul și pacea Domnului și de asemenea din partea Uniunii Bisericilor Române Pentecostale din Statele Unite și Canada. De asemenea, harul și pacea Domnului Iisus Hristos. În această seară aș dori să prezint un mesaj și actual, poate legat de ceea ce se întâmplă în lume și în Israel și în biserică, dar chiar dacă vom descrie anumite aspecte din mersul lucrurilor în vremea aceasta, pe care noi o considerăm din urmă, ideea este să aplicăm în viețile noastre, practic în viețile noastre, aceste principii, adevăruri și să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, mai mult ca oricând. Asta însemnând că la încheierea acestui mesaj, eu personal aș vrea să iau o decizie pentru seara asta. Încep cu sfârșitul și vă spun că ori de câte ori ascultăm Evanghelia și hotărâm să facem niște schimbări, cât de curând, mâine, poi mâine, săptămâna viitoare, de anul nou, când de obicei luăm hotărâri pentru anul care vine, să știți că nu mai ajungem niciodată la împlinirea acestor lucruri. Transformarea și hotărârile bune au loc instantaneu. Vedeți, când Domnul a intrat în casa lui Zacheu, Zacheu nu a luat hotărâri pentru mâine. Și știți de unde știu? Pentru că Domnul Iisus Hristos a spus: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Mântuirea nu intră niciodată, nicăieri, în așteptarea unor schimbări care vor avea loc. Dacă în seara asta, în urma cuvintelor din Scripturi pe care le auzim, nu începem să facem schimbări radicale în viața noastră, să știți că nu vom mai ajunge să le facem. Toate lucrurile pe care hotărâm să le facem mâine, pierdem din entuziasmul, pierdem din angajamentul, pierdem din energia care însoțește o hotărâre. Iată de ce în seara aceasta, astăzi, dacă auziți glasul lui, astăzi, adevăratele schimbări și transformări în viața noastră se fac astăzi. Aș vrea să citesc din cuvântul Domnului, din Evrei, capitolul 12, de la versetul 25 până la 29, din respect pentru cuvântul Domnului, vă invit să ne ridicăm în picioare. Evrei,
Pagina 1185, Evrei, capitolul 12, de la versetul 25. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri. Al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta. Voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea încă o dată arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitor și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Amin. Domnul să binecuvinteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea Cuvântului Sfânt în viețile noastre. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Scumpii mei, când Dumnezeu se uită la lumea aceasta, bineînțeles, El vede oameni, El vede mai întâi oameni. Sufletele oamenilor sunt extrem de prețioase. Pentru sufletele oamenilor L-a trimis pe Domnul Iisus Hristos să sufere moarte de cruce și să plătească prețul răscumpărării noastre, pentru că fără vărsare de sânge nu este iertare de păcate. Însă oamenii aceștia sunt împărțiți în trei categorii. Există trei entități cu care are Dumnezeu de-a face. Prima entitate se numește neamuri. Neamuri. Mulțimea de neamuri, mulțimea de oameni care compun aceste neamuri sau împărății ale pământului, or fi ele republici, or fi monarhii, or fi ce or fi, Dumnezeu le consideră neamuri și le consideră împărățiile pământului și împărații pământului. Asta este o categorie. Între aceste multe națiuni există o națiune specială, o a doua entitate de care ține cont Dumnezeu și anume Israel. Națiunea Israel este a doua entitate pe care Dumnezeu o ține într-un loc special. Încep prin a spune că Israelul n-a fost lepădat pentru totdeauna, este o dovadă de aroganță. Și Apostolul Pavel vorbește împotriva acestei aroganțe și spune să nu vă credeți singuri înțelepți și să nu presupuneți că Dumnezeu a lepădat pe poporul său Israel pentru totdeauna. Pentru că la sfârșit și foarte curând, Israelul se va întoarce la Dumnezeu și vom vorbi un pic despre lucrul acesta. Dar Dumnezeu are o a treia entitate. Și din Israel, cei care s-au pocăit și cu care a început biserica primară, sau cum spunea Pavel, când câte unul dintre ei, sau unuia dintre ei, le cade vălul și îl recunosc pe Domnul Iisus Hristos ca Mesia, dar mai puțin dintre ei. Însă dintre neamuri, Dumnezeu și-a strâns un popor care să fie al lui plin de râvnă pentru fapte bune, pentru că Israelul n-a adus roadele cuvenite, de aceea a fost lepădat pentru o vreme, și spunea cuvântul Domnului, își va alege un popor care va aduce roadele cuvenite și vorbim despre Biserica Domnului Iisus Hristos. Deci acestea sunt cele trei entități despre care Dumnezeu vorbește în cuvântul Său, despre care profețiile Bibliei vorbesc, și anume neamurile, Israelul și Biserica. Și aceste trei entități sunt în vederea lui Dumnezeu, sub privirile lui Dumnezeu, în vremea sfârșitului, în anii sfârșitului. Cred că de domnia de 1000 de ani, cred că de sfârșitul veacului acestuia, nu ne despart decade, ne despart ani.
Am vorbit cu cineva odată și mi-a spus, nu-i timp suficient să se împlinească toate prorociile sfârșitului. Numai dacă vorbim de anticrist și de împărăția lui globală, are nevoie de timp, trebuie să-i convingă. Dragii mei, să știți că cei mai mari împărați ai lumii au venit de nicăieri. Napoleon era un simplu ofițer. Alexandru Macedon a fost fiul unui împărat, dar despre care tatăl său nu avea o părere prea bună și se pare că în urma unei conspirații a reușit să pună una pe împărăția grecească. Hitler, ne face plăcere să vorbim despre acest monstru, dar nu uitați, a luat Germania din praf și pulbere. Oamenii mâncau ciorbă pe stradă. Erau cantine de stradă care le dădea de mâncare, pentru că mereu de foame. Și în timp de 12 ani a transformat Germania în cea mai mare putere mondială, cea mai puternică armată, cea mai puternică tehnologie și a avut timp să facă și 5 ani de zile război mondial. Nu subestimați puterea întunericului de a crea schimbări dramatice în lume într-un timp, într-o perioadă foarte scurtă. Pentru că, până la urmă, împărăția lumii acesteia, vedeți, inclusiv Dumnezeu ia neamurile care sunt împărțite în mai multe împărății, națiuni, și spune că reprezintă împreună împărăția lumii acesteia. Lumea aceasta zace în cel rău. Este păpușerită de cel rău și împlinește voie. Cei mai mari împărați din lumea asta, care nu l-au pe Dumnezeu, nu l-au pe Hristos, să știți că au corespondențe în lumea spirituală. Biblia spune că sfera pământului este învăluită de jur împrejur, de o pătură groasă de întuneric, demoni, care au corespondențe în lumea asta. Aduceți aminte de Daniel? Căruia i-a stat împotrivă un duh foarte puternic din locurile cerești, arhanghelul Gavril n-a putut să treacă de această căpetenie. Duhul căpeteniei Persei. Cu alte cuvinte, credeți că un om era în stare să stea în fața unui înger, mai ales în fața unui arhanghel, care este căpetenia mesagerilor lui Dumnezeu, niște cum. A trebuit să vină arhanghelul Mihail, căpetenia oștirilor cerești, să creeze un culoar, să străpungă această pătură întunecoasă și să-i facă loc lui Gavril, de-abia după 21 de zile, să aducă mesajul la preiubitul profet. Deci, lumea aceasta este manipulată, este condusă de puterile întunericului din locurile cerești. Și într-un timp foarte scurt, nu uitați că după Biblie, puterea lui Anticrist este de 7 ani. Venirea lui în scenă este foarte rapidă, dintr-o dată, îi se dă puterea de către sferele de influență, cei 10 împărați care îi dau puterea. Și vreau să vă spun că în momentul în care Satana este dat jos din cer, lucrurile se accelerează și mai mult, pentru că spunea Biblia în Apocalipsa, capitolul 12, diavolul știe că mai are puțină vreme și se grăbește și e vai de lume și e vai de pământ. Haideți să vedem ce se întâmplă cu aceste trei entități în vremea sfârșitului, de care noi ne apropiem și în care probabil chiar suntem. Există o purificare totală a lumii și a acestor trei entități. Purificarea aceasta are loc într-un mod extrem de violent.
Și noi, ca și copiii lui Dumnezeu, trebuie să știm ce urmează să se întâmple și dumneavoastră veți zice, frate, nu te supăra. De cine trebuie nouă să știm lucrurile astea? Că Domnul Iisus Hristos a spus, nu este treaba voastră să știți vremurile și soracele. Mă bucur că știți Scriptura. Haideți însă să o revizuim și să o înțelegem bine. De ce Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor, nu e treaba voastră să știți vremurile și soracele? Le-a spus lucrul ăsta în urmă cu 2000 de ani, pentru că atunci când El le-a zis să nu se depărteze de Ierusalim, pentru că vor primi o putere și vor fi martori și vor duce Evanghelia până la marginile pământului, ei îl întrerup pe Domnul și spun, auzi, om face ceva, dar zice, în vremea asta ești gata să restaureze împărăția lui Israel, asta îi preocupa pe ei. Și atunci Domnul a trebuit să le ia mintea de la acest subiect care, în primul rând, nici nu mai îi avea pe ei în vedere că ei erau biserică, nu mai erau neapărat Israel, erau iudei, dar erau biserică. Ei trebuia să aibă o altă perspectivă decât perspectiva împărăției lui Israel. Dar ei au rămas blocați și nu s-au putut desprinde de iudaismul din ei. A fost una dintre primele mari conflicte ale bisericii primare. Lupta lui Pavel împotriva ideii că nu poți să fii creștin până mai întâi nu ești iudeu. Și nu era vorba de legea morală și caritabilă pe care Domnul le-a înăsprit și respectiv întărit. Era vorba de legea rituală. Conflictul bisericii rămâne, nu mai vorbim să omori pe cineva. Iată, legea harului este mai îngustă, mai pretențioasă. Plus, înainte trebuia să iubești pe aproapele ca pe tine însuți, în har trebuie să iubești aproapele ca pe Domnul Iisus Hristos, căci ori de câte ori ați făcut lucrurile acestea, mie mi le-ați făcut. Ei se refereau la sabat, la tăierea împrejur, la feluri de mâncare, la lucrurile rituale care nu mai erau necesare, nu pentru că n-au fost bune, că și-au împlinit rostul, ci pentru că Domnul Iisus le-a împlinit în El însuși. Ei, ucenicii nu se pot desprinde de împărăția lui Israel, ei încă sunt patrioți. Și Domnul Iisus Hristos le distrage atenția de la vremuri, de la soroace, de la împărăția lui Israel, pentru că proiectul lor era proiectul împărăției lui Dumnezeu. Și acum, haideți să vedem ce facem cu vremurile și cu soroacele. Un frate odată mi-a spus, frate, nu, și așa, nu, n-avem cum, că zice, venirea Domnului va fi ca un hoț. Mi-am spus, frate, pentru dumneata va fi ca un hoț. Da, frate. Zic, vai de mine, să nu cumva să fie venirea Domnului ca un hoț pentru niciunul dintre noi. Haideți să citim din Tesaloniceni. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, de la versetul 1. 1 Tesaloniceni 5 cu 1. Cât despre vremuri și soroace, despre vremuri și soroace, nu? N-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, lasă la versetul 1 puțin, ca să nu anticipăm prea repede. Păi vedeți, n-avem trebuință să ni se scrie și dacă n-avem trebuință să ni se scrie, de ce ni se vorbește? De ce n-avem trebuință să ni se scrie? Versetul 2. Dacă se poate afișa. Pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea, versetul 3, când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare, versetul 4,
Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Iată, Domnul vine ca un hoț pentru lume, nu pentru noi. Despre vremuri și soroace noi știm pe ce lume trăim, știm în ce vremuri trăim și trebuie să știm, că dacă nu trebuia, nu erau în Biblie vremurile, soroacele și evenimentele și profețiile cu privire la vremea sfârșitului. Dacă nu trebuia să o studiem, nu era Apocalipsa în Biblie. E în Biblie pentru că trebuie să o studiem, pentru că trebuie să știm în ce vremuri trăim. Versetul 5. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. Și versetul 6 spune, de aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Pentru că cei ce veghează nu sunt luați prin surprindere. Domnul vine pentru noi. De când până când vine Domnul pentru biserică, cum ar veni un hoț? Nu, El vine ca un mire. El vine ca un domn pe care îl așteptăm să ieșim în întâmpinare. Măriți să fie numele Domnului. Iată, dar ne interesează vremurile și soroacele. Ne interesează. Când este vorba de împărăția lui Dumnezeu, despre care Biblia spune în Evrei 12 că nu se clatină, în vremea aceasta a sfârșitului, Dumnezeu dă de pământ cu toate lucrurile. Le zguduie pe toate din temelii. Atenție! Și lucrurile lumii, și universul întreg, și națiunea aleasă Israel, și până și biserica au parte de această mare, de această zguduire din temelii. Pentru ca tot ce este temporar, pentru ca tot ce este omenesc, pentru ca tot ce este lumesc să se prăbușească și să rămână în picioare, doar ceea ce este zeiesc, doar ceea ce este parte din împărăția lui Dumnezeu. În urma acestei zguduiri se vor prăbuși toate împărățiile pământului, inclusiv America. Se vor prăbuși munții. Se vor prăbuși oamenii importanți. Se va prăbuși o mare parte din poporul Israel. Și din nefericire, se vor prăbuși unii din biserică. Iată de ce cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să fim duhovnicești și nu firești. Va fi o vreme de tuturor lucrurilor, pentru ca să rămână doar ceea ce este din Dumnezeu. Aș vrea să ne uităm puțin la aceste trei entități, neamurile, Israelul și biserica, și la zguduirea de care vor avea parte. Mai întâi neamurile. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, capitolul 13, cu versetul 9. Iată, vine ziua Domnului. Știți că Biblia vorbește despre anul de îndurare și ziua Domnului sau ziua de răzbunare. Dumnezeu are un an de îndurare care ține de 2000 de ani, ca oamenii să se pocăiască. În urma anului de îndurare vine ziua mâniei. Iată, vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de mânie și urgia aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu și va nimici pe toți păcătoșii de pe el. Versetul 10. Căci stelele cerurilor și Orionul nu vor mai străluci, soarele se va întuneca la răsăritul lui și luna nu va mai lumina. O imagine apocaliptică. Versetul 11. Voi pedepsi, zice Domnul, lumea pentru răutatea ei și pe cei răi pentru nelegiuirile lor. Voi face să înceteze mândria celor trufași și voi doborâ
Semeția celor asupritori. Versetul 12. Voi face pe oameni mai rari decât aurul curat și mai scumpi decât aurul din Ofir, cel mai prețios aur. Pentru aceasta, ca să ajung la acest rezultat, voi clătina cerurile și pământul se va zgudui din temelia lui de mânia Domnului oștirilor în ziua mâniei lui aprinse. Când Dumnezeu zguduie lumea, clatină împărățiile lumii, îi clatină temeliile, îi clatină guvernele, îi clatină instituțiile. În ziua aceea de mânie va pieri cea mai mare parte din locuitorii pământului. Apocalipsa vorbește de o progresie acestei anihilări și sunt mulți oameni care, pentru care adevărul acesta nu e comestibil, nu-l pot suporta. Vorbirea asta e prea de tot. De fapt, Dumnezeu este un Dumnezeu al vorbirilor prea de tot. Să știți că Dumnezeu are dreptate. Vedeți, mi se pare foarte ipocrit. E o dovadă de mare ipocrizie. Noi, ca oameni, să avem instituții de justiție. Și pentru oamenii care fac rău, pentru toți nelegiuiții, criminalii pământului, să avem pușcării și judecătorii. Când comit acte, atrocități, crime, în America încă se practică pedeapsa cu moartea pentru cele mai odioase crime. Înțelegem lucrul acesta. Nu cred că veți merge să faceți vreun protest la judecătorie, să spuneți, domne, dar nu îi mai băgați în pușcărie, lăsați-i în pace, pe hos, pe tâlhar, să meargă pe străzile noastre. Nu contează că ne tâlhăresc, nu îi băgați în pușcărie. Nu, din contră, când auzim că un judecător l-a lăsat liber pe unul din ăsta, atunci ne agităm. Locul ăsta era în pușcărie. Cât mai mulți ani, ca să trăim liniștiți. Nu ne prădeze casele și oamenii de pe stradă să fie liniștiți, nu să umble fricoși, să uite după orice col, să vadă cumva sare cineva la ei, să-i tâlhărească. Nu credeți că și Dumnezeu are dreptul ăsta, că El e creator? Nu ar fi logic ca și Dumnezeu să se uite în momentul ăsta și dumneavoastră veți spune, păi criminalii, păi dragii mei, știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Roman, capitolul 1? Orice nelegiuire, orice lucru care contravine voiei lui Dumnezeu este o ofensă înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu e perfect, Dumnezeu e desăvârșit. O minciună îl ofensează pe Dumnezeu. Vreau să vă întreb, că suntem pocăiți, nu? Majoritatea dintre noi. E vreun tribunal din lumea asta care te judecă doar pentru că urăști pe cineva? Nu. Dar știți că ura este un păcat pe care Dumnezeu îl detestă. Că de la ură se ajunge și la crimă. Dumnezeu cere de la noi și cere de la toți oamenii. Le-a dat porunci să trăiască o viață potrivită legilor Creatorului. Are drept de proprietate asupra noastră. Are dreptul să ne spună ce să facem și ce să nu facem. Păi dacă tu creezi ceva și îl pui să stea acolo unde l-ai pus, că e obiectul tău, că este proprietatea ta, e creația ta. Ori Dumnezeu, prin creație, are drept de proprietar asupra noastră. Și are dreptul să ne spună ce avem voie și ce n-avem voie. Pentru că trăim în lumea Lui, creată de El. Aerul pe care îl respiri e aerul lui Dumnezeu.
apa pe care o bei e apa lui Dumnezeu. Soarele care te încălzește e soarele lui Dumnezeu. Toată lumea asta a fost creată un mediu perfect pentru întreținerea vieții. N-ai meritat nimic, nu le-ai făcut. Nu depind de tine. Le-a pus Dumnezeu aici pentru viața ta. Și prin creație Dumnezeu are drept asupra ta să-ți spună cum să trăiești, ce să faci și ce să nu faci. Ori oamenii, acum știu că atunci când vorbim despre poluare, avem impresia că e un lucru bun să nu poluăm apele, aerul, lumea. Sigur că da, toți vrem să respirăm aer curat. Mai puțin știu, și ar trebui să știm, o explozie vulcanică mai de proporții lansează în atmosferă mai multă toxicitate și poluare decât toată omenirea într-o sută de ani. De du-te și pune tu capacul pe un vulcan ca să nu explodezi. Mediul înconjurător are legile lui, are sistemul lui. Nu aerul este poluat, nu asta e poluarea cea mai periculoasă, aerului, apei. Cea mai periculoasă poluare din lumea aceasta este poluarea păcatului. De ce credeți că pământul se zvârcolește? Pentru că a intrat în convulsiile unei repulsii de proporții cosmice, că e plin de silnicie, e plin de sânge. Știți că spune Biblia că sângele lui Abel, ucis de fratele lui, strigă din pământ. Răzbunare. Cei care poluează pământul acesta sunt stricații lumii. Oamenii care comit păcate scârboase, nici nu vreau să le pomenim, au denumiri aproape filozofice, în realitate, în spatele acestor titluri, stau fapte rușinoase, oribile, se întoarce stomacul pe dos. Și oamenii ăștia au devenit extrem de prezenți, extrem de vizibili și extrem de vehemenți în societatea în care noi trăim. Atentând la dreptul de creator, sfidând biologia lui Dumnezeu. Toate lucrurile astea care se petrec în lumea noastră, să știți că au umplut pământul de greață. De-aia se zbate și se zvârcolește. Știți că spunea Pavel în Romani, în capitolul 8, că până și firea, adică natura, simte durerile nașterii. Știți că durerile nașterii la o femeie înmulțesc de 10 ori capacitatea de rezistență umană la durere. În timpul durerilor nașterii, o femeie experimentează de 10 ori mai mult capacitatea normală de a rezista la durere a unui om. Pământul acesta suferă durerile nașterii pentru că s-a umplut lumea de răutate, de atrocități. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului, pentru că vreau să justific de ce Dumnezeu dă cu pumnul de pământ. De ce Dumnezeu îl mototolește? De ce locuitorii pământului vor fi nimiciți și vor rămâne doar o rămășiță, restul? Adică câțiva mai rari decât aurul. Aurul e rar. Oamenii vor fi mai rari decât aurul. Ai mai mare șansă să dai peste o mină de aur decât peste un om. Așa de rar vor fi. Atunci când Dumnezeu va da cu pumnul de pământ. Ascultați ce spune în Apocalipsa, capitolul 11, de la versetul 18. Neamurile se mâniaseră. Știți că spune psalmistul, pentru ce se întărâtă neamurile?
Știți de ce se întărâtă? Împotriva unsului lui Dumnezeu, împotriva Domnului Iisus Hristos. Nu se întărâtă împotriva lui Mahomet. Cu toate că este exponentul unei religii a morții, a răutății. Este o religie demonică, înființată de un demon. Nu se răscoală împotriva lui. Nu se răscoală împotriva lui Buddha, nu împotriva lui Confucius, nu împotriva... Îi lasă, îi pun în manualele școlare, n-au nicio problemă cu ei. Dar să nu dea peste Hristos acolo. Știți de ce? Zice, să le rupem legăturile. Credința creștină vine cu valorile lui Dumnezeu pentru omenire, cu rânduielile lui Dumnezeu pentru o viață normală. Și neamurile nu vor aceste rânduieli. Iată de ce se răzvrătesc, se tulbură și se răzvrătesc. Neamurile se mâniaseră. Încă un lucru despre mânia neamurilor. Când diavolul se răscoală împotriva lui Dumnezeu, știți că n-are ce să-i facă lui Dumnezeu. Și diavolul nu poate opera direct împotriva oamenilor, trebuie să folosească neamuri. Diavolul n-are sabie, n-are tun, n-are pușcă. Ca el să opereze în lumea noastră, el trebuie să corupă oameni și să-i folosească. Și știți care e singurul lucru pe care îl poate face diavolul împotriva lui Dumnezeu? Să-i bage degetele în ochi. Atât. Altceva nu poate să-i facă. Știți cum îi bagă degetele în ochi? Spune Biblia că cine se leagă de copiii lui Dumnezeu, se atinge de lumina ochilor lui Dumnezeu. Pentru că nu-i poate face nimic lui Dumnezeu, atacă, se mânie împotriva entităților pe care le susține Dumnezeu în lume, și anume Israelul și biserica. Asta se întâmplă când neamurile se mânie. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. A venit vremea să judești pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești sau să nimicești pe cei ce prăpădesc pământul. Cine sunt cei ce prăpădesc pământul? Nu cei care conduc mașină. Stați liniștiți, conduceți-vă mașinile liniștiți. Nu cei care muncesc în fabrică să-și câștige pâinea și scot fum pe furna. Nu ăștia prăpădesc pământul. Pământul este prăpădit de hoți, de tâlhari, de curvari, de homosexuali, de mincinoși. Sunt descriși în cartea Apocalipsei. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Apocalipsa 22, cu 15, afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli. Și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună, ăștia prăpădesc pământul. Și cuvântul Domnului spune că mânia lui Dumnezeu are ca scop să prăpădească pe cei ce prăpădesc pământul. Așa că din neamuri va rămâne o rămășiță. E adevărat, rămășița aceasta care rămâne din neamuri va fi folosită de Dumnezeu prin înmulțire în timpul domniei de 1000 de ani să populeze, să repopuleze și să umple pământul. În timpul domniei de 1000 de ani, după ce se vor înmulți și vor umple pământul, într-o vreme în care nu vor mai fi crime, nu vor mai fi hoții și tâlhării, pentru că diavolul va fi legat și se va instaura stăpânirea lui Hristos și a legii lui dătătoare de viață. Va înflori pustia, natura va fi purificată, deșerturile vor dispărea, nu vor mai fi războaie și toate neamurile, spune cuvântul lui Dumnezeu, vor merge să se închine lui Dumnezeu pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu. Lăudat să fie numele Domnului!
Dar ca să se repopuleze pământul, Dumnezeu o ia de la început. În urma mâniei sale are loc această purificare generală și domnia de 1000 de ani începe cu o rămășiță, cu o mică rămășiță a neamurilor. În timpul domniei de 1000 de ani, neamurile vor avea acces la medicamentele lui Dumnezeu, care n-au efecte colaterale. Spune tot în Apocalipsa că frunzele pomului vieții vor sluji la vindecarea neamurilor. Asta nu se întâmplă în eternitate, că în eternitate nu mai există virus, nu mai există bol, nu mai există nimic. Încă suntem pe un pământ normal, natural, încă trăim în trupuri perisabile. În domnia de 1000 de ani, neamurile nu intră în trupuri de slavă, doar biserica intră în trupuri de slavă, că a avut parte de răpire. Neamurile vor trăi în trupuri ca acestea, într-un mediu pur. Știți că înainte de potop, oamenii trăiau aproape de 1000 de ani. Spune cuvântul Domnului că în vremea aceea, cine va muri la 100 de ani, va fi considerat drept păcătos. Ei, în mediul acela pur, oameni regenerați, vindecarea lor se va face cu acces direct la frunzele pomului vieții. Aceasta este rămășița neamurilor. 2. Rămășița lui Israel. Poporul Israel, de-a lungul existenței sale, a căzut de multe ori. Cea mai gravă cădere a lui Israel a fost în păcatul idolatriei. Vreau să justific puțin mânia lui Dumnezeu împotriva lui Israel. Am vorbit de mânia lui Dumnezeu împotriva neamurilor, dar Dumnezeu s-a mâniat și împotriva lui Israel. Uitați de ce se supără Dumnezeu. Dumnezeu pedepsește toate popoarele care au dumnezei străini și îi dă în mâna lui Israel. Israel a ieșit din Egipt fără să aibă armată, doar prin mâna puternică a lui Dumnezeu. Ei au ieșit din Egipt, dar n-a ieșit Egiptul din toți. Și când au ajuns în pustiu, au ajuns acolo cu trăsături de caracter contaminate. Au întâlnit națiuni pe drumul lor, au întâlnit națiuni pe urmă mai târziu în țara Canaan, pe care le-au nimicit. Și după ce le-au înfrânt, le-au împrumutat, le-au luat Dumnezei. Câtă disfuncționalitate poate să fie să bați un popor și să-l bați bine de tot, aproape să-l nimicești și pe urmă să te închini la dumnezeii lor, care n-au fost în stare să le dea biruință, care nici nu există, sunt niște idoli, sunt niște bucăți de lemn sau de piatră sau de ciorfi. Ei, asta a făcut Israel în prima etapă a istoriei sale, în vremea împăraților și profeților. S-au închinat la dumnezei străini, au adus jertfe idolilor. Și Dumnezeu s-a supărat pentru lucrul ăsta și a zis: judecați dacă Dumnezeu n-a avut dreptate. A spus: Dom'le, dacă vă închinați la dumnezeii ăștia, ori fi dumnezei puternici, ori fi dumnezei mari, ia să vă bată și să vă robească aceste națiuni, dacă au dumnezei vrednici de închinarea voastră. Și Dumnezeu și-a retras mâna protectoare, i-a dat pe mâinile acestor popoare și le-au fost robi. Și a avut dreptate. Tu ai copii, nu? Ce părere ai să vină odată copilul tău și să spună: mă duc la birt, la birt, mă duc să mă îmbăt, că vecinul se duce acolo și m-a chemat și pe mine și mă duc cu vecinul. Nu-i normal că ți se fum pe urechi și spui: ascultă, băi, vecinul îți dă să mănânci? Vecinul te îmbracă? Vecinul spune acoperiș deasupra capului ca să asculți de vecinul?
Câtă vreme ești în casa mea? Faci ce spun eu. Ca părinți avem dreptul să facem lucrul ăsta. Fiți curajoși, fraților, știu că vor ăștia să ne ia drepturile și să ne slăbească autoritatea parentală. Da, ne întoarcem înapoi la autoritatea pe care o merităm din partea lui Dumnezeu, că prin noi le-a dat viață. Eu nu zic să ziceți, eu te-am făcut, eu te omor. Nu. Dar dacă eu îți dau să mănânci, eu te îmbrac și eu spun acoperiș deasupra capului, asculți de mine, vii acasă la ce oră spun eu. Te duci unde îți dau voie. M-am însurat și am uitat că m-am însurat. Și mă duceam, că locuiam, am împărțit casa în două, în partea din față stăteau părinții mei și în partea din spate stăteam noi. Uitam, domne, că sunt însurat și mă duceam să-i cer voie lui taică-mi și lui maică-mea, dacă când plecam. Vezi că mă duc și eu până la cumpărături. Maica mea spune, te mă spune nevastă ta. Îmi pare rău. Eu n-am ieșit din casă când eram copil. Nu că i-am informat unde mă duc. Le-am cerut voie să mă duc. Și noi ca părinți avem dreptul să facem lucrul ăsta. Dumnezeu n-are dreptul. Știți că spune, zice, uitați-vă, robii ascultă de stăpâni. Copiii ascultă de tata. Unde mi-e cinstea și ascultarea de stăpân și de tată dacă sunt tatăl vostru? Ei, poporul Israel a luat în stăpânire, bine mersi, țara lui Dumnezeu, pământul lui Dumnezeu, mierea și laptele lui Dumnezeu, s-au bucurat de toate binecuvântările țării, Dumnezeu le-a dat putere să învingă toate popoarele, toate armatele din țara aceea. Și pe urmă au zis, mulțumim frumos, de azi înainte nu mai ești Dumnezeu. L-au concediat pe Dumnezeu, l-au dat afară pe Dumnezeu din slujbă. Auzi? Și au zis, noi vrem alți Dumnezei. Deci au vrut alți Dumnezei, exact din același motiv pentru care neamurile îl resping pe Dumnezeu și pe unsul său, ca să-i rupă legăturile, pentru că le-a dat niște legi de bun simț, le-a dat niște legi care să-i facă fericiți. Și au spus, nu ne plac legile tale. Vă aduceți aminte când s-au luat la ceartă cu Dumnezeu și spune în Maleahi, zice, mă necinstiți când spuneți că masa Domnului e de disprețuit și zice, voi, poporul Israel, rostiți cuvinte aspre împotriva mea. Când ziceți, nu ni se merită să-L slujim pe Dumnezeu. Nu ni se merită să-I aducem zeciuiel lui Dumnezeu. Se poartă de parcă i-ar fi slujit lui Dumnezeu tot timpul. Vedeți, trăim într-o lume și chiar poporul Israel vrea toate binecuvântările lui Dumnezeu, dar nu vor să știe de poruncile Lui. Știți că omenirea aceasta l-ar primi pe Hristos și Israelul l-ar fi primit pe Hristos dacă le dădea pâine. Că în pustie au vrut să-L facă împărat. De ce? Că le dădea pâine. Au vrut să-L facă împărat pentru că-i vindeca. A vrut să-l facă împărat că le învia morții. Dar când a venit și le-a spus, așa nu se trăiește, asta aveți voie și asta nu aveți voie, s-au dus și l-au răstignit. Ei, Israelul, la ora actuală, a ajuns în starea în care este, datorită neascultării. Au fost lepădați pentru o vreme îndelungată, până la reînvierea statului Israel, care deocamdată are doar frunze, dar cu ajutorul Domnului vor avea și roade într-o zi, și în momentul de față sunt încercuiți, sunt în panică, sunt în război, sunt înconjurați de o lume ostilă, care nu-i poate suporta, care le dorește ștergerea de pe harta pământului. Ce se întâmplă între acest Israel și Israelul care va fi mântuit și care se va întoarce la Dumnezeu? Mai întâi de toate își va căuta pacea acolo unde nu o pot găsi. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Isaia, capitolul 28. Cred că avem vreo emergență.
Așteptăm un pic să le închideți. Na, uitați-vă, că îmi dă apă la moară. Ăsta e verset, text de aplicat în predică. Ascultați. La data de 7.11.23, Moș Sara Melinda, în vârstă de 13 ani, a dispărut din municipiul Sighetul Marmației și îi dă semnalmentele. E o lume normală asta? O lume în care se face trafic de copii? Trafic de organe? Asta e lumea în care trăim. Tai în biserică și țipă, e normal să țipe, pentru că probabil e o chestiune urgentă. Mulțumesc frumos că ne-ați anunțat, ca să vedeți în ce lume trăim și de ce Dumnezeu se strâmbă când se uită la lumea asta. De-aia. De-aia. Și are tot dreptul să fie mânios și are tot dreptul să scuture pământul din temelii. Auziți ce spune în Isaia 28:14. Dacă puteți afișa, Isaia 28:14. De aceea ascultați cuvântul Domnului, batjocoritorilor care stăpâniți peste poporul acesta din Ierusalim. Pentru că ziceți, noi am făcut un legământ cu moartea. Am făcut-o învoială cu locuința morților, când va trece urgia apelor năvălitoare, când Dumnezeu scutură pământul, când neamurile se mânie și îl atacă pe Dumnezeu și poporul său, nu ne va atinge, căci avem ca loc de scăpare neadevărul și ca adăpost minciuna. Versetul 16. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică, cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. Versetul 17. Voi face din neprihănire o lege și din dreptate o cumpănă și grindina va surpa locul de scăpare al neadevărului și apele vor îneca adăpostul minciunii. Și versetul 18. Așa că legământul vostru cu moartea va fi nimicit și învoiala voastră cu locuința morților nu va dăinui. Când va trece urgia apelor năvălitoare, veți fi striviți de ea. Știți că Israelul va face un legământ de pace de 7 ani cu Anticrist. Ăsta e legământul cu moartea. Le va da templu. Templul acela nu e pentru Hristos. Templul acela nu e pentru Hristos. Templul acela Anticrist îl dă pentru ca mai târziu să poată intra să se dea drept Dumnezeu în el, cum spune în 2 Tesaloniceni. Ăsta e scopul acestui templu. Degeaba își fac templu. Templul lui Dumnezeu știți unde este? În cer. Slăvit să fie numele Domnului. În Apocalipsa 11 spune că la răpirea bisericii se va vedea chivotul lui Dumnezeu în cer, chivotul legământului sau chivotul mărturiei. În noul legământ, cei ce poartă mărturia lui Dumnezeu sunt copiii lui Dumnezeu, este biserica. Și la răpire, chivotul e în cer. În Ieremia spune că nu vor mai face un alt chivot, nu vor mai întreba de el și nu le va mai trebui, nici nu vor mai aduce aminte de el. Pentru că nu, chivotul nu mai e o ladă de aur, de ce este. Chivotul e viața ta, e poporul lui Dumnezeu, e biserica Domnului Iisus Hristos, care poartă mărturia Domnului Iisus Hristos. Și acum, ce se întâmplă cu Israel? Daniel 9 spune că la jumătatea perioadei de 7 ani de pace, Anticrist va rupe legământul de pace când, spune Biblia în 2 Tesaloniceni 2, când va intra în templu să se dea drept Dumnezeu și când poporul Israel își dă seama cu cine și-a făcut de lucru, cu cine a făcut legământ, se revoltă și urmează nimicirea și pustirea lui Israel până când rămâne doar o rămășiță. Ascultați cuvântul Domnului din Romani. Capitolul
9. De la versetul 27. Roman 9:27. Isaia de altă parte strigă cu privire la Israel. Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămășița va fi mântuită. Când Israelul este purificat, spune și Apocalipsa 12, doar o rămășiță va fi mântuită și purificată. La baza domniei de 1000 de ani în ce privește poporul Israel, spune cuvântul Domnului în Apocalipsa 7, stau cei 144.000, 12.000 din fiecare seminție, despre care cuvântul Domnului spune că sunt verguri, sunt puri din punct de vedere genetic. Cu ei începe să repopuleze Israelul. Doar o rămășiță din Israel intră în domnia de 1000 de ani, restul sunt anihilați datorită nelegiuirilor, datorită păcatelor lor. Știți că Israelul la ora actuală e un stat secular, este plin de oameni nelegiuiți, promovează nelegiuirea, îmbrățișează nelegiuirea. Mulți dintre ei sunt atei, convinși. Asta nu e un motiv ca noi să nu ținem cu ei. Pentru că prin credință noi știm că sunt frații noștri și ne vor recunoaște ca frați. Să vedeți în Apocalipsa 12, cum spun, pârâșul fraților noștri care zi și noapte îi păra, a fost dat pe pământ. Cine face declarația asta? Ei l-au biruit prin cuvântul mărturisirilor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Israelul, rămășița mântuită a lui Israel, declară despre biserică lucrul acesta. Atunci ne vor recunoaște ca frați. Prin credință noi susținem Israelul. Noi iubim Israelul. Dar Israelul va fi purificat și nu va rămâne decât o rămășiță din el. Am văzut rămășița neamurilor și am văzut rămășița lui Israel. Haideți să vedem și rămășița bisericii. Și aici e foarte aproape de noi cuvântul acesta. Hai să deschidem la Matei capitolul 24. Ucenicii îi arată Domnului clădirile templului, Domnul le spune că totul va fi dărâmat. Și acum ascultați de la versetul 3, Matei 24:3. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și au zis: spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. Drept răspuns, Iisus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie, vedeți, să nu vă înspăimântați, că și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Rețineți cuvântul atunci. Continuăm cu versetul 7. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocuri vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumă. Le vedem, sunt peste tot. Dar aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Și acum ascultați versetul 9. Atunci, când am vorbit de războaie, de ciumi, de toate lucrurile alea, sfârșitul nu va fi atunci. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ, veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Să nu facem confuzie între Israelul nimicit și purificat, care nu este exterminat și anihilat în numele Domnului Iisus Hristos, că doar rămășița e mântuită, doar rămășița îl primește pe Hristos. Aici e vorba de biserică, pentru că biserica poartă numele Domnului. Veți fi urâți de toate neamurile, spunea Domnul Iisus Hristos, pentru numele meu. Versetul 10. Atunci, iarăși, la sfârșit, mulți vor cădea, vorbim de purificarea bisericii, de rămășița bisericii. E adevărat că vom fi omorâți și vom fi persecutați, dar cei care mor nu se pierd,
Nu se pierd. Ăștia sunt câștigați pentru împărăție. Ăștia sunt martirii lui Dumnezeu. Ăștia sunt eroii lui Dumnezeu. Cum se purifică biserica prin prigoană? Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Versetul 11. Se vor scula mulți proroși mincinoși și vor înșela pe mulți. Versetul 12. Și din pricina înmulțirii, fără de legi, dragostea celor mai mulți se va răci. 13. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Iată, dar, fraților, avem purificarea neamurilor, când oamenii vor rămâne mai rari decât aurul. Avem purificarea lui Israel, când doar o rămășiță va rămâne. Și avem purificarea bisericii prin prigoană, când dragostea celor mai mulți se răcește, mulți se vor lepăda, mulți, dacă-s mulți, nu-s puțini. Și se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Asta e purificarea bisericii, când toată zgura, când tot excesul pe care îl vedem de multe ori între noi, caractere rele, oameni care nu-L slujesc cu scumpătate, oameni care au tendințe firești, preocupări firești, aceștia nu vor rezista. Odată cineva mi-a spus, eu voi muri pentru Hristos. Și când am să mor pentru Hristos, te vine rău peste noi. Am spus, măi, dacă nu ești în stare să trăiești pentru Hristos, nu vei fi în stare nici să mor pentru Hristos. Și astăzi mulți dintre noi nu sunt în stare să trăiască pentru Hristos. Oamenii aceștia își prețuiesc viața lor, distracțiile lor, televizorul lor, cinematograful lor, stadionul lor. Da? Unii păhărelul lor, lucrurile pe care le fac înascuns mai mult decât casa lui Dumnezeu, mai mult decât Scriptura, mai mult decât rugăciune. Dar ei își vor da viața pentru Hristos. Știți ce ne-a demonstrat pandemia? Cât de mult ținem la viața asta. Să nu mă înțelegeți greșit. Pe un spun să fim fără minte, să ne expunem și să ne punem în pericol. Nu, nimeni să nu se poată să sară de la etajul 10, nimeni să nu... Trebuie să ne protejăm viața. Fiecare celulă din organismul nostru strigă după viață, pentru că așa ne-a creat Dumnezeu. Dar atenție! Când viața asta e mai importantă decât relația noastră cu Dumnezeu, când viața asta este mai importantă decât viața spirituală, bazată pe pilonii învățăturii apostolilor, legăturii frățești, frângerea pâinii și rugăciuni, când adunările bisericii sunt mai puțin importante decât dorința de supraviețuire. Nu uitați ce spunea Domnul. Cine va câștiga viața asta, o va? Și nu o va pierde, o va? Câștiga. Stimați creștini, supraviețuiți. De-aia mâncăm, de-aia ne îngrijim, de-aia luăm paracetamol, alte medicamente. Dar nu iubiți mai mult viața asta decât pe cea veșnică. Și nu renunțați la preocupările și prioritățile duhovnicești ale vieții, de dragul distracției și de dragul preocupărilor firești ale vieții. Pentru ca nu cumva într-o zi, crezând că vom muri pentru Hristos, când noi nici n-am trăit pentru El, să ne trezim că intrăm în categoria celor care vor cădea. Mulți vor cădea. Mulți. Ce înseamnă mulți? Ce înseamnă mulți? Dumneavoastră sunteți câteva sute aici.
Jumătate? Știți câte fecioare au rămas afară unde este plânsul și scrâșnirea dinților? Multe? Jumătate? Fim foarte atenți și veghetori, fraților, că și biserica va fi zguduită. Știți că spune cuvântul Domnului că judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Pentru că în împărăția lui Dumnezeu nu va intra nimic întinat și spurcat. Nimic. Uneori Dumnezeu, în mila și dragostea lui, ne zgâlție pe noi. Știți de ce ne zgâlție, fraților? Pentru ca să cadă ceea ce nu-i de la Dumnezeu și ce nu-i aparține lui Dumnezeu din viețile noastre. Știți, este un act de brutalitate împotriva ceea ce este firesc în noi. Știți că ce este firesc în noi? Mulți încearcă să se lepede de lucrurile rele cu Duhul Blândeții. Duhul Blândeții este ca să-i tratăm frumos pe frații noștri. Nu ca să tratăm așa firea pământească. Pentru că Biblia spune, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Și spune acolo o listă de păcate. Tot cuvântul lui Dumnezeu spune că harul lui Dumnezeu care ne aduce mântuirea a fost arătat și ne învață să o rupem. Este un act de brutalitate. Lepădați toate lucrurile acestea. Pe urmă spune tot cuvântul lui Dumnezeu în Neemia, că atunci când Neemia a făcut curățenie în cămara lui Tobia, spune, am aruncat afară lucrurile lui Tobia. A dat de-a zvârlit cu ele. Niciodată nu putem să ne lepădăm de lucrurile rele din viața noastră în mod civilizat. Spune, orice mânie, orice țime să piară! Vreau să mai citesc un verset și voi încheia, sau câteva versete din Petru și voi încheia, dar e un verset cheie aici. Apostolul Petru vorbește despre mânia lui Dumnezeu și vorbește despre perspectiva finală a mâniei lui Dumnezeu. Auziți ce spune cuvântul Domnului în versetul 10 din 2 Petru 3, 2 Petru 3 cu 10. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț, nu pentru noi, pentru lume. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerese se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, preubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină, și în pace. Și vă mai spun cum putem grăbi venirea zilei lui Dumnezeu și a mântuirii noastre finale, când și trupurile noastre vor fi răscumpărate prin înviere. În primul rând, trăind o viață curată înaintea lui Dumnezeu. Pentru că în versetul 9 spune, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, deci ca să vină mai repede și să nu vină mai târziu. Că trebuie să grăbim venirea Domnului. Cum cred unii, ce are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Stimați pocăiți, haideți să ne pocăim. Și în al doilea rând, în Apocalipsa, capitolul 22, cuvântul Domnului spune că noi, biserica mireasa, zicem, vino Doamne Iisuse.
Asta este un strigăt pe verticală către Domnul. Dar Domnul întârzie. De ce? Tot în Apocalipsa 22 spune, și cine aude să zică, vino, și cine aude să vină și să bea. Păi eu am crezut că Domnul îi spune în vino. Nu valorează 2 bani rugăciunea ta, vino Doamne Iisuse, dacă oamenilor din jurul tău nu le spui vino. Pentru că până nu se împlinește numărul deplin al neamurilor, nu vine răsplătirea și nu vine răpirea. Și numărul deplin al neamurilor vine când noi ne facem datoria să vestim împărăția lui Dumnezeu celor din jurul nostru. Această seară cred că ar trebui să ne întoarcem din toată inima către cuvântul lui Dumnezeu, către rugăciune, către disciplinele spirituale, către lucrurile care ne dau viață și să întoarcem spatele lumii, priorităților lumești, lucrurilor care distrează firea pământească și care nu hrănesc sufletul. Pentru că venirea Domnului este aproape. Deja a început să se zguduie lumea. Și în câțiva ani scurți, neamurile vor fi decimate și va rămâne o rămășiță. Israelul va fi decimat și va rămâne o rămășiță. Biserica va fi încercată, testată și zguduită din temelii și va rămâne o rămășiță. Și doar acestea vor intra în împărăția lui Dumnezeu, nu numai de 1000 de ani, ci credem din toată inima că noi ca biserică vom avea parte de împărăția eternă a lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.